Evanghelia după Luca, capitolul 24. Începem citirea cu versetul 13, pagina în Biblie, 1023. Sfânta Evanghelie după Luca, la capitolul 24, începând cu versetul 13. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Bancă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbarnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut înaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și-au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Este bucuria mea, iubiți frați și surori, ca seara aceasta să fim împreună la închinarea locul acesta. Vreau să mulțumesc fratelui păstor pentru invitația ce mi-a adresat-o să fiu împreună cu dumneavoastră în acest loc. Mă rog ca harul, pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu să vă fie înmulțite tuturor. Amin. Vă salut în numele scump și drag al Domnului nostru Iisus Hristos. Primiți salutări sfinte din partea Bisericii Baptiste Harul din Lugoj, salutări din partea fraților păstori și a bisericilor din comunitatea Primișoara și în același timp primiți sfinte salutări în numele fraților din conducerea Uniunii Baptiste din România. Ne rugăm ca anul acesta să fie pentru bisericile din țara noastră și pentru biserica din Mediaș un an de îndurare și de înviorare. Și ne rugăm ca Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, să adauge multe suflete la numărul celor mântuiți. Amin. Am auzit prima dată despre Mediaș atunci când eram doar un copil. În biserica în care eu am crescut, o biserică mică de sat, era un frate diacon care lucra la CFR-ul, avea posibilitatea de a circula mult în țară
și au auzit de trezirea spirituală care a început la Meriaș. Și aproape în fiecare lună venea în locul acesta, asculta cuvântul lui Dumnezeu, rămânea impresionat de numărul celor care se întorc la Domnul și venea în micuța noastră biserică și ne spunea despre modul minunat în care Dumnezeu lucrează în acest loc. Mai târziu, în timp ce eram la liceu, am avut ocazia să-l aud pe cel care, pentru o perioadă de timp, a fost păstor, fratele Ștefan. Într-o zi de iarnă, predica cu putere cuvântul lui Dumnezeu în biserica din Lugoș. Știu că a vorbit despre judecata din ziua de apoi. Nu știu ce a predicat, nu mai mi-aduc aminte, dar știu că în seara aceea Dumnezeu mi-a vorbit prin el și mi-a spus că nu este suficient să te naști într-o familie creștină, nu este suficient să mergi la biserică, nu este destul să te rogi sau să citești cuvântul lui Dumnezeu, ci trebuie să ai o întâlnire personală cu Fiul lui Dumnezeu. Și seara aceea a fost seara când am hotărât să-mi predau viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Dau slavă lui Dumnezeu că prin intermediul unui om care a slujit o perioadă la Mediaș, Dumnezeu a schimbat și traiectoria vieții mele. Vreau să mulțumesc Domnului pentru colaborarea bună și frumoasă pe care am avut-o în ultimii ani împreună cu fratele Gigi Dobrin. Mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze lucrarea din media și din împrejurim. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi ca acolo unde ne-a așezat să fim sare și lumină pentru cei din jurul nostru. Amin. Dacă în seara aceasta v-aș cere fiecăruia dintre dumneavoastră să faceți o listă cu cele mai importante personalități pe care le-ați întâlnit în viață, oare pe cine ați trece pe lista respectivă? L-ați trece pe fratele Raymond? L-ați trece pe Daniel Pincu? Ați trece personalități ale lumii politice, ale lumii religioase, ale lumii sportive? Am încercat în urmă cu câtva timp să fac o listă a celor mai importante personalități pe care Dumnezeu mi-a dat harul să le întâlnesc în cei 44 de ani de viață. M-am gândit la personalitățile spirituale importante pe care le-am întâlnit și am trecut pe lista mea oameni ca Franklin Graham, oameni ca Bill Gates, oameni cu care am avut ocazia să stau de vorbă, să stau la masă, oameni cu care am împărtășit experiențe din viața mea și trebuie să vă spun că întâlnirea cu acești oameni a fost importantă. Dar întâlnirea cu oamenii aceștia nu a schimbat într-un mod radical viața mea. Am trecut apoi pe lista respectivă lideri politici importanți pe care i-am întâlnit. Am avut ocazia să-l întâlnesc pe Günther Verheugen, comisar european, pe regina Beatrice a Olandei, pe Vuk Drașcovici, pe Boris Tadici. Am avut ocazia să stau de vorbă cu ei, am stat la masă cu unii dintre ei, am învățat multe lucruri importante din viața lor. Însă trebuie să vă mărturisesc în seara aceasta că întâlnirea cu acești oameni n-a schimbat într-un mod radical viața mea. Am avut ocazia să întâlnesc în timpul vieții câțiva din ambasadorii Statelor Unite. Cu unii am stat la masă, cu alții am discutat, în biroul altora am fost. Toți acești oameni au avut un rol important în ceea ce privește dezvoltarea și formarea mea. Dar trebuie să vă spun în seara aceasta că întâlnirea cu ei nu a schimbat cu nimic viața mea. Am avut ocazia să întâlnesc câțiva sportivi de marcă pe care țara noastră i-a avut. În urmă cu câțiva ani, cel mai mare fotbalist pe care l-au avut românii a antrenat echipa de fotbal Poli Timișoara. Am mers, am stat de vorbă cu Gheorghe Hagi, i-am dat Noul Testament pentru sportivi, am dat tuturor membrilor echipei testamente, caseta cu filmul Golul Decisiv,
Am avut ocazia să stau de vorbă cu Ilie Năstase. Am botezat-o pe una dintre marile gimnaste ale României, Alina Goreac. A fost interesantă întâlnirea cu acești oameni. Însă trebuie să vă spun în seara aceasta că întâlnirea cu acești oameni nu a schimbat într-un mod radical viața mea. Chiar dacă am stat la masă cu ei, chiar dacă am discutat lucruri interesante cu unii, chiar dacă am vorbit anumite subiecte interesante și chiar dacă am avut multe lucruri de învățat din viața acestor oameni, întâlnirea cu ei n-a schimbat într-un mod radical istoria vieții mele. În urmă cu 26 de ani, am avut ocazia să-l întâlnesc pe cel care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Am avut ocazia să-l întâlnesc pe cel care a murit pe crucea Golgotei pentru mine și apoi a înviat triumfător dintre cei morți. Și întâlnirea cu cel care este biruitorul morții a fost întâlnirea care a schimbat pentru totdeauna istoria vieții mele și destinul meu etern. Dragii mei, au fost mulți oameni care au avut ocazia în timpul vieții lor să întâlnească pe Domnul Iisus Hristos. Și întâlnirea cu Fiul lui Dumnezeu a schimbat istoria și destinul acestor oameni. A fost un pescar cu numele Simon care l-a întâlnit pe Domnul Iisus și pescarul acesta a avut parte de o viață schimbată. A fost un vameș cu numele Matei. A fost un fruntaș al sinagogii cu numele Iair. A fost un cărturar cu numele Nicodim. A fost un prigonitor al bisericii. Și atunci când oamenii aceștia s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, viața lor și destinul lor au fost schimbate pentru totdeauna. În seara aceasta am citit un text care ne vorbește despre doi oameni care într-o seară au avut harul să-L întâlnească pe biruitorul morții. Și întrebarea la care aș vrea să răspundem fiecare dintre noi în seara aceasta este: ce se întâmplă atunci când te întâlnești cu biruitorul morții? Doi oameni mergeau de la Ierusalim spre Emaus. Și în drumul lor spre Emaus au ocazia să stea de vorbă cu unul care părea străin de lucrurile care s-au întâmplat în Ierusalim. Și în seara aceea, cei doi oameni au ocazia să-L întâlnească pe Cel care a biruit bolul morții și este viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Său. Atunci când te întâlnești cu biruitorul morții, tristețea se transformă în bucurie. După răstignirea Domnului Iisus Hristos, ucenicii au trăit câteva sentimente importante. Sentimentul de teamă, sentimentul de îndoială, de desnădejde, dar sentimentul cel mai prezent în viața acestor oameni a fost tristețea. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că de frica iudeilor și autorităților romane, ucenicii stăteau în spatele ușilor încuiate. Erau triști pentru că cel în care își puseseră toate speranțele era de data aceasta într-un mormânt. Era tristețe în viața familiei Domnului Iisus Hristos. Era tristețe în viața femeilor care îl urmau pe Fiul lui Dumnezeu. Dar era tristețe și în viața ucenicilor, a celor care mergeau spre Emaus. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că întâlnirea acestor ucenici cu Fiul lui Dumnezeu, cu cel care a biruit moartea, a transformat tristețea în bucurie. Există situații în care te întâlnești cu oameni importanți. Și atunci când mergi la astfel de întâlniri, mergi cu bucurie. Și mi-aduc aminte multe momente în viața mea când am reușit să fiu primit de anumiți oameni importanți și am mers cu atâta bucurie în sufletul meu și am spus: dacă voi întâlni acești oameni, cu siguranță că oamenii respectivi vor rezolva problemele mele, problemele noastre. Și trebuie să vă mărturisesc, dragii mei, că au fost situații când am intrat cu bucurie în unele birouri și am ieșit trist. Pentru că întâlnirea cu muritorii
nu poate să aducă o bucurie eternă în viața ta. Cel care poate să aducă o bucurie eternă în viața noastră este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Există multe situații în viața noastră în care tristețea se cuibărește în inimile noastre. Sunt situații în care suntem triști datorită considerentelor economice. Sunt situații în care suntem triști datorită profesiei pe care o avem. Sunt situații în care suntem triști datorită problemelor familiale. Există situații când tristețea își face simțită prezența în viața noastră datorită faptului că pierdem pe cineva drag. Însă seara aceasta aș vrea să vă spun, dragii mei, că există cineva care poate transforma tristețea în bucurie și acela este Fiul lui Dumnezeu. L-am urmărit pe fratele Raymond cu câtă bucurie cântă. Probabil că în seara aceasta a cântat așa ca pentru noi români. Dacă ar fi în țara lui, probabil bucuria ar fi mult mai mare. Însă când l-am privit pe acest om al lui Dumnezeu, am spus ceea ce trebuie să învățăm noi, cei din România, este să învățăm să fim plini de bucurie. Amin? Amin. Desigur că există situații în care inima noastră plânge și Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să plângem cu cei ce plâng și să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Marea problemă a bisericilor din România este faptul că de multe ori este prea multă tristețe în bisericile noastre. Ne rugăm cu tristețe, cântăm având o față posomorâtă, mergem în misiune dând dovadă de tristețe, predicăm Cuvântul lui Dumnezeu fără să avem bucurie în inima noastră și pe buzele noastre, și Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne reamintească tuturor în seara aceasta că Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Amin? Apostolul Pavel era în închisoarea din Roma. În niște condiții foarte grele. Recent Dumnezeu mi-a dat harul să vizitez din nou acea închisoare. O celulă întunecoasă, o celulă rece. Și din închisoarea din Roma, Apostolul Pavel, care aștepta sentința decapitării sale, scrie celor din Filipii și de 16 ori în epistola către Filipeni spune: bucurați-vă în Domnul și iarăși zic, bucurați-vă. Când îl întâlnești pe Iisus Hristos, Cel care a venit moartea, Cel care ți-a scris numele în cartea vieții, inima ta se umple de bucurie. Era doar un copil și una din cântările mele preferate în biserica în care am crescut era cântarea Bucurie cine are și un cântec mai plăcut. Ca copilul mic sau mare ce pe Domnul a cunoscut. Și cântam cu atât de multă bucurie această cântare. Mă rog Domnului ca în seara aceasta El să umple inimile noastre de bucuria mântuirii sale. Amin? Atunci când Dumnezeu mântuie viața ta, bucuria pe care o ai în inimă nu este o bucurie temporară, ci este o bucurie de lungă durată. Când te întâlnești cu biruitorul morții, întrebările se transformă în răspuns. Drumul Emausului, dragii mei, a fost un drum al întrebării. Cei doi, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, își puneau tot felul de întrebări cu privire la evenimentele care s-au întâmplat în ultimele zile. Și atunci când Domnul Iisus Hristos merge pe același drum cu ei, oamenii aceștia îi spun Mântuitorului: tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim zilele acestea. Imaginați-vă că oamenii aceștia aveau întrebări cu privire la identitatea Domnului Iisus Hristos. Oare a fost El Mesia? Oare este El trimisul lui Dumnezeu? Oare prorociile care s-au spus cu privire la El se vor împlini? Oare Fiul lui Dumnezeu se va ridica din nou din mormânt? Va învia așa cum ne-a promis? Și drumul acesta al Emausului a fost un drum al întrebării. Însă întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos
transformă întrebările în răspunsuri. Întrebările lor erau întrebări esențiale și Domnul Iisus Hristos le oferă răspunsul potrivit la aceste întrebări. Întotdeauna îmi place când întâlnesc pe cineva important să-i pun întrebări. Și întotdeauna când pun întrebări, aștept răspunsuri inteligente de la oamenii respectivi. Însă am ajuns la concluzia că nu întotdeauna semenii pot să-mi dea răspunsuri la întrebările incomode pe care eu le pun. Dar există cineva care știe răspunsul la orice întrebare și acela este Fiul lui Dumnezeu, numele Lui să fie slăvit. În anul 1990, dragii mei, am avut ocazia să-L întâlnesc pentru prima dată pe un om de o înaltă ținută morală și spirituală, fratele Richard Burton. Venise la București, deschiseseră prima librărie creștină din România, librăria Ștefan. Și eram student în anul întâi și atunci când mergi la teologie, mai ales în primul an, ai foarte multe întrebări în mintea ta. Și încerci să pui tot felul de întrebări incomode profesorilor pe care Dumnezeu ți-a dat. Și mi-aduc aminte că în ziua respectivă, după ce fratele Richard Burbrand ne-a vestit Cuvântul Sfânt, după ce a început să ne povestească istoria vieții sale, am avut ocazia să-i punem întrebări. Și am pus atât de multe întrebări, încât aveam sentimentul că am obosit noi, nu el. Și la un moment dat, unul dintre colegii mei a avut o întrebare foarte ciudată, foarte interesantă. Și a zis, frate Richard, eu am o întrebare prin care am impresia că Biblia se contrazice. Și dumneata, care ești teolog și ești evreu, ești competent să-mi dai răspuns la această întrebare. Și întrebarea colegului meu a fost aceasta. Frate Richard, câți măgăruși a folosit Domnul Iisus Hristos atunci când a intrat în cetatea Ierusalim? Unul sau doi? Spunea colegul meu, în Evanghelia după Marcu, la capitolul 11, în Luca, la capitolul 19, Cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul Iisus a intrat în Ierusalim pe un singur măgăruș. Însă în Matei, capitolul 21, cu versetul 2, spune că a intrat pe un măgăruș însoțit de o măgăriță. Și fratele acesta, tânărul acesta, spunea, frate, n-am răspuns la această întrebare, dă-mi dumneata răspunsul. Și fratele Richard, ca orice evreu, nu s-a grăbit să ne dea răspunsul, a pus alte întrebări, dar la un moment dat fratele Richard s-a uitat la el și a zis, tinere, uită-te în ochii mei. Și colegul meu s-a uitat în ochii lui și a zis, vreau să-ți spun un lucru. Astea sunt întrebări pe care doar măgărușile le pun. Astea sunt întrebări pe care doar măgărușii le pun. Și spunea el următorul lucru. Sunt situații în care un animal tânăr nu poate să meargă decât însoțit de mama lui. Și ceea ce spun sfinții evangheliști nu sunt altceva decât o completare, nu o contradicție a ceea ce crezi tu. Și atunci am înțeles un lucru foarte important. Că este riscant să pui întrebări incomode. Pentru că s-ar putea să pui întrebări la care să primești răspunsuri usturătoare. Dragii mei, există cineva care poate să dea răspuns la orice întrebare. Și acela este Fiul lui Dumnezeu. Probabil că în seara aceasta avem atât de multe întrebări în inima noastră. Cine suntem? De unde am venit? Încotro mergem? Care este sensul existenței noastre pe pământul acesta? Probabil că avem probleme de sănătate și ne punem întrebarea, Doamne, de ce îngădui suferințe viața noastră? Poate trecem prin criză financiară și întrebarea pe care ne-o punem este, de ce îngădui astfel de situații în viața copiilor tăi? Există întrebări la care filozofii, scripturarii, academicienii nu pot să ofere răspunsul. Dar există unul care are un răspuns
la toate întrebările noastre și acela este Domnul și Mântuitorul sufletului nostru. Când te întâlnești cu Hristos, cu biruitorul morții, întrebările se transformă în răspunsuri. Însă, dragii mei, atunci când te întâlnești cu biruitorul morții, nu doar că tristețea se transformă în bucurie și întrebările se transformă în răspunsuri, ci atunci când te întâlnești cu biruitorul morții, confuzia se transformă în cunoaștere. Oamenii aceștia erau confuzi. Erau într-o stare de confuzie totală. Oare cine este acesta de știe așa de bine istoria poporului Israel? Oare cine este străinul acesta care are curajul să ne mustre? Oare de ce cunoaște el toate prorociile? Și dilema acestor oameni era una totală. Ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că atunci când s-au așezat la masă, au reușit să-L vadă pe Domnul Iisus și să-L cunoască într-un mod personal. Oare i-au recunoscut glasul? Oare datorită luminii din casă au reușit să vadă adevărata lui identitate? Nu știm lucrul acesta, însă ceea ce știm este următorul aspect. Atunci când te întâlnești cu Cel care a biruit moartea, confuzia ta se transformă în cunoaștere. Există, dragii mei, mulți oameni care sunt foarte confuzi cu privire la Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte că în timpul în care Mântuitorul era pe pământul acesta, unii spuneau că este Ilie, alții spuneau că este unul din proroci. Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu ucenicii și îi întreabă cine zic oamenii că sunt eu. Și ei dau răspunsuri diferite. Și cele din urmă, unul dintre ucenici spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Adevărat. Amin. Și Domnul Iisus Hristos vine și spune, pentru că te-ai întâlnit cu mine într-un mod personal, confuzia ta s-a transformat în cunoaștere. Domnul Iisus Hristos este un personaj de care întreaga lume a auzit. Numai că unii îl știu pe Fiul lui Dumnezeu ca pe un proroc, alții îl cunosc ca pe un învățător, unii îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos din istorie, alții îl știu pe Fiul lui Dumnezeu din filme, unii îl știu din mărturia altora, dar cei care îl cunosc într-un mod personal sunt cei care au avut o întâlnire personală cu Fiul lui Dumnezeu. În anul 2002, Dumnezeu mi-a dat ocazia să merg într-o vizită în Statele Unite cu o delegație din județul Timiș. Și ne-am gândit noi ce să ducem cadou oficialităților din America. Și unul dintre cei care a mers împreună cu noi a zis, ar trebui să luăm un chip al Domnului Iisus Hristos semnat de Ștefan Popa Popas, cel mai mare caricaturist pe care îl are România. Și am luat câteva cadouri, inclusiv o imagine a Domnului Iisus în concepția acestui renumit caricaturist. Când am stat la întâlnire cu Roy Barnes, guvernatorul statului Georgia, și au prezentat cadoul respectiv, el s-a uitat la cadou și a zis, cine e în imaginea asta? Și românii au spus, Iisus Hristos. Și omul acesta a spus, Iisus Hristos. Noi avem o altă imagine despre Fiul lui Dumnezeu. În percepția noastră, în gândirea noastră, Fiul lui Dumnezeu arată altfel. Și ne-am dat seama că n-am făcut o alegere tocmai inspirată. Am avut impresia, sau au avut impresia cei care sunt cu mine, că pot să-L prezinte pe Hristos. Însă Hristosul pe care ei L-au prezentat era doar imaginea sau imaginația unui om talentat, dar care probabil niciodată nu l-a întâlnit într-un mod personal pe Fiul lui Dumnezeu. Când te întâlnești într-un mod personal cu Fiul lui Dumnezeu, confuzia ta se transformă în cunoaștere. Aduceți-vă aminte, pe drumul Damascului, un om care prigonea Biserica lui Hristos are parte de o întâlnire personală cu Fiul lui Dumnezeu.
Domnul Iisus Hristos se adresează lui Saul din Tars și îi spune: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și când află că cel prigonit este Fiul lui Dumnezeu, omul acesta cade și spune cuvântul lui Dumnezeu că ajunge să-L cunoască pe Fiul lui Dumnezeu într-un mod personal. Și mai târziu, Apostolul Pavel spune: ținta vieții mele, dorința vieții mele este să-L cunosc pe El și puterea Învierii Lui. Dragii mei, trăim într-o lume confuză. Oamenii știu multe despre Hristos. Unii știu pe Hristos din poveștile bunicilor lor. Dar cea mai importantă întâlnire este întâlnirea personală cu Fiul lui Dumnezeu. Atunci când îl cunoști într-un mod personal, confuzia se transformă în cunoaștere. La ora de religie, o învățătoare i-a întrebat pe copii în cine cred părinții lor. Și o fetiță mai curajoasă a ridicat mâna și învățătoarea a spus: în cine cred părinții tăi? Spune-ne în cine cred părinții tăi. Și fetița a spus: părinții mei cred în oricine. Ei cred și în Moș Crăciun, cred și în Moș Gerilă, cred și în Sfânta Parascheva, cred și în Confucius, cred și în Buddha, cred și în Moise, cred și în Avram, cred și în Bahaullah, părinții mei cred și în Iisus Hristos, cred și în horoscop, părinții mei cred în oricine. Trăim într-o țară cu foarte mulți oameni superstițioși. Și concluzia pe care o tragem de multe ori este următoarea: oamenii cred în oricine. Însă marea problemă a oamenilor este că nu cred în Cel care a biruit moartea și este viu în vecii vecilor. Pentru a trece de la confuzie la cunoaștere, este nevoie, dragii mei, de o întâlnire personală cu Fiul lui Dumnezeu. Încă un lucru foarte important. Atunci când te întâlnești cu biruitorul morții, sfiala se transformă în curaj. După 3 ani și jumătate petrecute cu Domnul Iisus Hristos, cei mai mulți dintre ucenici au trăit cu speranța că Fiul lui Dumnezeu îi va alunga pe romani și El va deveni guvernatorul Ierusalimului. Însă lucrul acesta nu s-a întâmplat. Dar cu toate acestea, ucenicii au fost deosebit de curajoși. Aduceți-vă aminte când Domnul Iisus Hristos era în grădina Ghețimani. Unul dintre ucenici, plin de curaj, scoate sabia și taie urechea robului marelui preot. Ca să faci un astfel de lucru, însemna să ai curaj. Însă spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, toți ucenicii s-au ascuns în spatele ușilor închise. Și curajul lor s-a transformat în teamă, în anxietate. Când Domnul Iisus Hristos a înviat dintre cei morți și s-a arătat ucenicilor, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia au plecat repede spre Ierusalim și au mers în Ierusalim vestind învierea triumfătoare dintre cei morți a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Oamenii aceștia au avut curajul de a propovădui convingerile lor. Și istoria ne spune că, în afară de Ioan, toți ceilalți au murit ca martiri. De ce? Pentru că au avut o întâlnire personală cu Fiul lui Dumnezeu. Atunci când te întâlnești cu biruitorul morții, El transformă teama în curaj. Și atunci când ai întâlnit personal pe Domnul Iisus Hristos, nu-ți mai este teamă nici de ce scrie horoscopul, nu-ți mai este teamă nici de ziua de mâine, ci știi că viața ta este în mâna lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea: Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de curaj, de dragoste și de chipzuință. Mă rog Domnului ca El să ne ajute să fim oameni ai curajului. Amin? În urmă cu vreo 2 ani, în Statele Unite s-a întâmplat un lucru interesant. Un bătrân în vârstă de 93 de ani, cu numele Jim McCuller,
a câștigat la loteria americană suma de 380 de milioane de dolari. Strănepotul lui a venit într-o zi când era ziua de naștere a bătrânului și a zis: spune-mi câteva numere, bunicule, spune-mi câteva numere. Și s-a dus, a pus numerele respective la loterie și omul acesta a câștigat 380 de milioane de dolari. Când cei din presă au aflat lucrul acesta, au venit și l-au căutat pe bătrânul respectiv, au vrut să vadă ce face un bătrân la 98 de ani cu 380 de milioane de dolari. Însă, stând de vorbă cu bătrânul respectiv, au descoperit un lucru interesant. Bătrânul acesta a avut o viață cu multe încercări și necazuri. Și când ne-a povestit istoria vieții lor, bătrânul a spus: de 3 ori am fost pus în situația de a-mi pierde viața. Dar Dumnezeu mi-a păstrat viața până în aceste momente. Așa că ziariștii s-au dus la redacție și au scris repede un articol intitulat: un bătrân de 98 de ani a câștigat 3, un bătrân de 98 de ani care a fentat de 3 ori moartea a câștigat 380 de milioane de dolari. Bătrânul a luat ziarul, s-a uitat și a zis: o, trebuie să-i chem pe oamenii ăștia înapoi să mai scrie ceva despre viața mea. Și stând de vorbă cu ei, bătrânul le-a spus următorul lucru: voi vă lăudați că ați întâlnit un bătrân care a fentat de 3 ori moarte. Vreau însă în această zi să vă spun următorul lucru. Eu am întâlnit pe cineva care a biruit moarte și este viu în vecii vecii. Și nu-mi pasă de cele 380 de milioane pe care le-am primit, pentru că eu am primit în dar ceva mult mai prețios. Am primit în dar viața veșnică. A fost o zi în care l-am întâlnit pe Iisus Hristos, Cel care a murit pe crucea Golgotei pentru iertarea păcatelor mele. Și apoi a înviat dintre cei morți și este viu în vecii vecii. Dragii mei, în seara aceasta, aș vrea să vă pun următoarea întrebare. Dacă ar trebui să faceți o listă a celor mai importanți oameni, pe cine ați trece pe lista respectivă? Ați trece lideri spirituali? Ați trece lideri politici? Ați trece oameni de cultură? Ați trece sportivi? Indiferent pe cine ați trece pe lista respectivă, vreau să vă spun că într-o zi acești oameni care pot să devină prietenii dumneavoastră vor muri. Dar este unul pe care dacă l-ați întâlnit într-un mod personal, el vă schimbă într-un mod radical istoria vieții și vă schimbă destinul etern. Dacă ai întâlnit pe Fiul lui Dumnezeu, pe biruitorul morții, tristețea ta se transformă în bucurie. Întrebările tale se transformă în răspunsuri. Confuzia ta se transformă în cunoaștere. Și apoi teama din inima ta se transformă în curaj. Poate spui: sunt un om religios. Vin la biserică, citesc Sfânta Scriptură, o, e bine lucrul acesta. Însă marea întrebare pe care trebuie să te-o pui este aceasta. A fost un moment în care l-ai întâlnit într-un mod personal pe Cel care a biruit moartea și este viu în vecii vecilor? Dacă n-ai avut încă o astfel de întâlnire, în seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu te îndeamnă să-L întâlnești pe Fiul lui Dumnezeu. Și după ce l-ai întâlnit pe Fiul lui Dumnezeu, să poți spune așa cum spuneau cei doi care au mers spre Emaus: rămâi cu noi, căci este spre seara și ziua aproape a trecut. Mă rog Domnului ca El să vă binecuvinteze. Și mă rog Domnului ca El să ne ajute pe fiecare dintre noi să avem o întâlnire personală cu Cel care a murit pe crucea Golgotei și este biruitorul morții.